pe hârtiile alea în circulație care se numesc dolari, în Dumnezeu ne încredem. Și noi facem același lucru. Îngăduiți-mă să vă felicit pe toți cei ce sunteți câștigători, să-i felicităm și pe cei care au participat, să le spunem bun venit prietenilor noștri de la Bacău și din întreg județul. Pe mine să mă iertați că de data aceasta voi face o rugăciune scurtă, să fiți biruitori asupra, de obicei fac mai lungi, dar așa se impune acum, de aceea am spus să mă iertați, să fiți biruitori asupra tuturor patimilor și asupra tuturor răutăților, precum Sfântul Dimitrie. Și aș vrea să mai meditați doar la un singur lucru. Un fizician a spus, nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se transformă. Orice gând rău ajunge în univers, poate fi anihilat doar de câte 3, 4, 5 gânduri bune. Să gândiți frumos și să trăiți frumos. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Împărate ceresc, mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, să spunem împreună, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel viclean. Amin. Ca Ta este împărăția, puterea, mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristoase, Dumnezeul nostru, binecuvintează, Doamne, pe conducătorii pe care i-ai rânduit să ne conducă, pe cei ce îi ajută și îi susțin, comunitatea noastră, că sfântești totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să fiți sănătoși și mandat ușor! Bună. Da. Bună ziua. Bine ați venit la ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Măgura din data de 26.10.2020. Le invit pe domnul subprefect să conducă și să deschidă ședința de constituire. Bună ziua! Rog asistența să se ridice în picioare, în vederea întonării imnului național. Oh,
domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri locali, doamna secretar general al Comunei Năgura, stimați invitați! Prin ordinul prefectului județului Bacău, numărul 355, din 20-10-2020, a fost convocată ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Măgura, pentru data de 26-10-2020, ora 10. Întrucând din numărul total de 15 consilieri stabilit prin ordinul prefectului județului Bacău, numărul 225, din 14-7-2020, pentru Consiliul Local al Comunei Măgura, au fost validate mandatele unui număr de 15 consilieri, sunt astfel întrunite condițiile legale pentru convocarea și desfășurarea ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local. Din numărul total de 15 consilieri, ale căror mandate au fost validate de către Judecătoria Bacău, sunt prezenți un număr de 13 consilieri și absentează un număr de 2. La ședința legal constituită participă primarul, a cărei alegere a fost validată, domnul Costrăș Iordache, a cărei procedură de validare a mandatului a fost finalizată în Camera de Consiliu a Judecătoriei Bacău. De asemenea, la lucrarea acestei ședințe participă și invitați special. Scopul ședinței este constituirea Consiliului Local al Comunei Măgura și depunerea jurământului de către primarul Comunei Măgura, urmarea alegerilor autorităților publice locale din 27.09.2020. În conformitate cu prevederile articolului 116, alineatul 4, din Ordonanța de Guvern numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, lucrările ședinței privind ceremonia de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier local, al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali, ale căror mandate au fost validate. Din datele puse la dispoziție rezultă că cel mai în vârstă consilier este domnul Brânză Mihai, născut la data de 11.07.1956, iar cei mai tineri consilieri aleși sunt Ciorcilă Ionuț Răzvan și Chelaru Alina Mihaila, născuți la data de 17.06.1989, respectiv 18.02.1987, aceștia fiind invitați să preia alături de mine conducerea ședinței. Să vedem unde e. Da. Domnul președinte, haideți lângă mine. Consilierilor locali la ședințele privind ceremonia de constituire a Consiliilor Locale din județul Bacău, ca urmare a alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020. Las loc. Având în vedere referatul numărul 21-268 din 20-10-2020 al Serviciului Juridic, prevederile articolului 116, aliniatul 1, articolul 150, aliniatul 1, din Ordonanța de Guvern numărul 57, pe 2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Ordinul prefectului județului Bacău, numărul 225, din 14-7-2020, privind stabilirea numărului membrilor consiliilor locale, municipale, orășenești și comunale din județul Bacău, pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020. În temeiul articolului 275, alineatul 1, Ordonanța de Guvern a Guvernului numărul 57 din 2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul ordin. Articolul 1. Consilierii locali validați ca urmare a alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020 sunt convocați la ședința privind ceremonia de constituire a consiliilor locale conform anexei la prezentul ordin.
Reprezentantul prefectului la ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local va fi desemnat prin delegație scrisă. Ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local va avea loc cu respectarea legislației privind siguranța sanitară în contextul evitării răspândirii virusului SARS-CoV-2. De asemenea, acest ordin se va emite și se va oferi secretarei generale a Unității Administrative Teritoriale. Acestea fiind spuse, domnul președinte, vă rugăm să preluați ședința. Stimați colegi, vă mulțumim pentru încrederea acordată și vă garantăm că ne vom folosi de toată priceperea noastră și împreună cu colegii mei vom conduce lucrările ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Măgura în conformitate cu legea. În acest sens, dau citire ordinei de zi a acestei ședințe. Depunerea jurământului de către consilierii locali declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de judecătoria Bacău în scopul constituirii Consiliului Local al Comunei Măgura. Punctul 1. Punctul 2. Depunerea jurământului de către primarul Comunei Măgura. Trecem la primul punct. La primul punct, depunerea jurământului. Cu permisiunea dumneavoastră, vom trece la primul punct. Depunerea jurământului de către consilierii locali declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de judecătoria Bacău în scopul constituirii Consiliului Local al Comunei Măgura. Și rog pe doamna secretar general a Petroaiei Elena să prezinte încheierea pronunțată de judecătoria Bacău pe care sunt validate mandatele consilierului local declarați aleși. Mulțumesc. Judecătoria Bacău, dosar numărul 11762/180/2020, încheiere în ședința din Camera de Consiliu din 15 octombrie 2020. Și o să dau citire doar ceea ce hotărăște intanta. După dispozitiv și prezentarea bazei legale și a documentelor prezentate la instanță pentru validarea mandatelor, pentru aceste motive, în numele legii dispune, validează mandatele următorilor consilieri locali aleși pentru Consiliul Local al Comunei Măgura. Dăscălescu Costel Sorin, candidat pe listele PNL. Puiu Marian Traian, candidat PNL. Brânză Mihai, candidat PNL. Vasiloi Doinița, candidat PNL. Chelaru Alina Mihaela, candidat PNL. Pleșca George Bogdan, candidat PSD. Ciorcilă Ionuț Răzvan, candidat PSD. Chiper Mihăiță, candidat PSD. Chitic Constantin, candidat PSD. Berușcă Lucian, candidat pe listele PMP. Marco Adrian, candidat PMP. Hamad Al-Esa Talal, candidat Pro-România. Niță Vasile Valeriu, candidat Pro-România. Băiceanu Sorina, candidat USR. Și Trăistaru Vlad Ștefan, candidat ALDE. Vă mulțumesc și în continuare vă rog, doamnă secretar general al Comunei Măgura, să prezentați aspectele legale și organizatorice, procedurale, legate de acest punct de pe ordinea de zi. După citire, consilierii, domnii consilieri validați vor fi invitați să depună jurământul conform codului administrativ în ordine alfabetică. Domnul președinte, nominalizându-i pe fiecare, se va pune la dispoziție două exemplare din jurământ. Unul se vor semna ambele în original, unul va rămâne la dumneavoastră, unul va rămâne la secretarul general la dosarul de constituire. Mulțumesc! În timpul jurământului, le ridicăm în picioare. Doamna Băiceanu Sorina. Rugăminte să citim doar jurământul. Poftiți. Da? Deci cu mâna dreaptă pe Biblie și Constituție. Subsemnata Băiceanu Sorina, consilier local,
Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Măgura. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Semnați-vă, rog. Am emoții, normal. La mine. Nu, la mine, lăsați-mă. Emoțiile sunt firești. Da. Unul iau eu, unul dumneavoastră. Mulțumim, succes. Domnul Verușcă Lucian. Așa, brânzele mele. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Măgura. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Doamna Chelaru Alina Mihaela. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Măgura. Așa să-mi ajută Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Măgura. Așa să mă ajute Dumnezeu. Se pregătește domnul Titi Constantin. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Măgura. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Ciorcină Ionuț Răzvan. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Măgura. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Dăzgălescu Costel Sorin. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Măgura. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Hamad Al-Esa Talal. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Măgura. Așa să mă ajute Dumnezeu. Domnul Marcu Adrian. Un exemplu al dumneavoastră. Thank you.
Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Măgura, așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Luiță Vasile Valeriu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Măgura. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Puiu Marian Traian. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Măgura, așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Trăistaru Vlad Ștefan. Jur să respect Constituția și legile țării. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Măgura. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Doamna Vasiloiu Doinița. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Măgura. Așa să ne ajute Dumnezeu. Cu acestea fiind spuse, aș dori să urez o activitate rodnică plină de împliniri în slujba comunității măgurene, care ne-a acordat întreaga încredere. Dau cuvântul domnului Narcis Citaru, subprefect al județului Bacău. Potrivit articolului 118 alineatul 1 din ordonanța de guvern numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local este constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus jurământul este mai mare decât primul număr natural, strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor Consiliului Local stabilit pentru Comuna Măgura. Deoarece au depus jurământul număr de 13 consilieri, Consiliul Local al Comunei Măgura este constituit. În termen de 3 zile se va emite ordinul prefectului prin care se constată îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local. Nu, nu, în caz. Domnul președinte. Stimați colegi, onorați invitați, domnule subprefect, trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi și vă rog să-mi permiteți că în acest sens să-l prezint. Depunerea jurământului de către primarul Comunei Măgura. Pronunțat în dosarul 11707/180 din 2020, având ca obiect validare primar alegerea domnului Costrăș Iordache în funcția de primar al Comunei Măgura, județul Bacău. Invit pe domnul subprefect să dea citire acestei încheieri a judecătoriei Bacău. Având în vedere că dumneavoastră deja ați citit încheierea, introducerea, dosarul și toate celelalte, am să citesc doar ce despune. În numele legii, admite propunerea Biroului Electoral de Circumscripție Electorală numărul 51, Comuna Măgura, județul Bacău, validează alegerea domnului Costrăș Iordache în funcția de primar al Comunei Măgura, județul Bacău. Prezenta se comunică prefectului județului Bacău și secretarului general al Comunei UAT. Domnule primar.
Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Măgura. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnilor și doamnelor consilieri, dați-mi voie în primul rând să salut prezenta la ședința noastră, a doamnei deputatul Dorița Lungu în Parlamentul României, a domnului Dragoș Lucian, candidat la funcția de senator, și a domnului Păzlaru, consilier județean. Vă mulțumesc, sunt emoționat, cred că așa este fiecare primar la investire și dumneavoastră, domnilor consilieri. Aș vrea doar să vă spun câteva cuvinte. Este pentru prima dată în istoria post-decembristă, să spun așa, a Comunei Măgura, când un primar primește al doilea mandat din partea cetățenilor. Este un semn că au avut încredere și au mers pe continuitate. Este o onoare pentru mine să-mi fie încredințat acest mandat, dar și o mai mare, cum să vă spun eu, nu obligație, pentru că nu sunt obligații, sunt îndatoriri, o mai mare îndatorire față de cetățeni pentru a munci în scopul și interesul comunității noastre. De fapt, cu toții ne-am asumat această obligație atunci când am mers în fața electoratului, când am mers pe la porțile dumnealor și le-am cerut sprijinul pentru a ajunge aici. Dumnealor ne-au acordat toată încrederea, rămâne ca noi să facem dovada că suntem vrednici de încrederea pe care ne-au acordat-o. Împreună, cu siguranță, nu singur, pentru că nimeni nu poate face nimic singur, vom avea ocazia să ne înscriem în pagina de istorie a Comunei Măgura ca o echipă consolidată care a pus umărul la dezvoltarea și consolidarea localității, care, iată, ne-a investit cu aceste funcții. Ne ținând seama de criterii politice, eu știu de lupte politice, care cu siguranță nu vor aduce nimic bun. Dacă nu vom fi suficient de vigilenți, se poate întâmpla să înscriem în pagina de istoria Comunei Măgura o pagină mai cernită, mai neagră, a unor aleși locali care au ales mai degrabă să se faulteze, să-și pună pedici, ceea ce cu siguranță nu va duce decât la nerealizări și la mare deranj în rândul celor care ne-au acordat încrederea. Având în vedere că suntem astăzi la investire, eu vă invit alături de mine ca împreună să facem parte cu toții din primul scenariu, cel al realizărilor, cel al bunei colaborări în care Consiliul Local, alături de primar, pune umărul la ridicarea comunei, la ridicarea localității care, poate mă repet, ne-a investit pe fiecare dintre noi în aceste funcții. Din partea mea există toată deschiderea, toată colaborarea și cred că și din partea dumneavoastră. Să dea Dumnezeu să avem un mandat bun și cu multe realizări. Așa să ne ajute Dumnezeu.
dacă sunt consilieri care vor să înscrie la cuvânt. Sau din invitați. Sau din invitați. Sau din invitați, dacă doresc. Domnul invitați. Domnul să faci orice n-ați. Doamne și domnul consilieri, stimați invitați, este o bucurie și o onoare pentru mine să fiu astăzi aici pentru a-l felicita din nou pe domnul primar pentru această frumoasă victorie și să-l asigur ca și până acum de întreaga mea prețuire și disponibilitate. Domnul consilieri, succes tuturor! Vreau să vă urez un mandat bun și o bună colaborare cu executivul primăriei, pentru că aveți două oportunități foarte mari în această perioadă. După alegerile parlamentare de pe 6 decembrie, va urma o perioadă de pace politică, de 4 ani, o perioadă în care vă puteți concentra pe actul administrativ și mai puțin pe politică, ceea ce nu poate fi decât de bun augur pentru comunitatea din Măgura. De asemenea, știți foarte bine că aveți, noi, România, avem o sumă alocată de 80 de miliarde. E un cec alb oferit României, care trebuie completat de către dumneavoastră, executivul primăriei, de către dumneavoastră consilieri, cu proiecte viabile. Eu vă urez mult succes în activitate și, încă o dată, întreaga mea prețuire și disponibilitate. Mulțumim, domnule Uchiam. Dăm cuvântul domnului Cercel Răzvan. Bună ziua și bine ne-am regăsit, dragi invitați, domnule suprefect, domnule primar, felicitări pentru mandatul pe care l-ați obținut. A doua oară succesiv, post-decembrist, pentru că am mai avut pe cineva două mandate, dar nu succesive. Și pentru prima dată post-decembrist, când noi avem în Consiliul Local și felicitări, vă rog să aplaudați trei doamne. Nu știu dacă s-a mai întâmplat așa ceva. Ceea ce, din punctul meu de vedere, este un plus. Un plus pentru că femeile dintotdeauna au știut să echilibreze balanța, zic eu. De asemenea, vreau să mulțumesc tuturor colegilor din Consiliul Local și, nu în ultimul rând, cetățenilor Comunei Măgura, pentru că au avut încredere în noi și iată că suntem aici, de față cu dumneavoastră, de față cu cetățenii, pentru că vor vedea cele filmate. Doar atât vreau să-mi exprim mulțumirea încă o dată și mă înclin în fața dumnealor pentru că 4 ani de zile de mandat de consilier alături de colegii noștri din Consiliul Local, mă repet, n-au fost ușori. Semnătura noastră se află pe toate proiectele pe care s-au realizat, frumoase, și care se vor realiza pentru că sunt în derulare. Cu siguranță vom colabora și vom duce mai departe numele Comunei Măgura acolo unde este locul și acolo unde merită, pentru că este o comună mare, frumoasă și binecuvântată. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul Ciorcină. Dacă de rândul consilier mai este cineva care vrea să se acum. Domnul Chitic. Domnul președinte, o intervenție foarte scurtă. Vreau să le readuc aminte consilierilor mai vechi, să spun așa, că și celor noi. Ultima doamnă din Consiliul Local am avut-o acum 16 ani în persoana mamei lui domnul Cercilă Răzvan. Mulțumesc! Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, voi da cuvântul doamnei secretar general al Comunei Măgura să ne comunice câteva din incompatibilitățile noastre. N-am să stau să citesc baza legală. Am considerat că este mai constructiv să vă fac extras din lege cu la articolele care privesc conflictul de interese și incompatibilitățile consilierilor locali. O să vă le mânez pentru a avea cunoștință de ele și a le folosi pe toată durata mandatului dumneavoastră. Și totodată cu rugămintea și precizarea, conform legii, aveți obligația să depuneți în 30 de zile declarația de avere și interese. Eu vă felicit, sper să avem o colaborare frumoasă, având în vedere ziua de sărbătoare religioasă care este astăzi și mult succes în activitate! O să vreau să veniți pe rând. Mulțumim, doamnă secretar general!
Sau rămâne la sfârșit, mai degrabă? Anunțăm asta. Să semneze deprimire? La sfârșit, atunci nu ne mai aglomerăm. Stimați colegi, domnule primar, domnule subprefect, întrucât cele două puncte de pe ordinea de zi s-au epuizat, declar închisă constituirea Consiliului Local și numirea primarului. Înainte de toate acestea, la plecare, vă rog să treacă fiecare consilier.